Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Iată, Domnul nostru vine cu putere. El va lumina ochii slujitorilor săi. Aleluia! Lăudat să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, aici persoane consacrate, aici surori, iubiți credincioși, acum 40 de zile am sărbătorit cu bucurie nașterea Domnului, coborârea Lui pe pământ, la noi. Iată, astăzi a venit ziua fericită în care Iisus a fost prezentat în templu de Maria și Iosif. El se supune astfel legii lui Moise, dar în realitate iese în întâmpinarea poporului său credincios. Îndemnați de Duhul Sfânt, au venit la templu bătrânii sfinți, Simeon și Ana, luminați de același Duh. Ei l-au recunoscut pe Domnul și au dat mărturie înaintea tuturor, resăltând de bucurie. La fel și noi, adunați la oaltă, prin Duhul Sfânt, în această zi, 2 februarie, să ne îndreptăm spre casa lui Dumnezeu, în întâmpinarea lui Hristos. Îl vom găsi și îl vom recunoaște în cuvintele sale la frângerea pânii și îl vom aștepta ca să vină în nori cu slavă. Să ne rugăm! Dumnezeule, originea și izvorul luminii, care l-ai arătat astăzi bătrânului Simeon pe Hristos, lumina spre luminarea neamurilor, te rugăm cu milință să binevoiești a sfinți cu binecuvântarea ta aceste luminări și asculta rugăciunile poporului tău care s-a adunat aici ca să le poarte spre lauda numelui tău. De harul ca umblând pe calea virtuților să se învrednicească ajunge la lumina fără de apus prin Hristos Domnul nostru. Dumnezeule, lumina cea adevărată, izvorul și împărțitorul luminii veșnice, revarsă în inimile credincioșilor tăi splendoarea luminii cele neînserate, pentru ca toți aceia care în lăcașul său sfânt sunt împodobiți cu strălucirea acestor luminări, să poată ajunge cu bine la lumina gloriei tale, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Să mergem în pace, în întâmpinarea Domnului care vine la noi.
milă de mine, Dumnezeule, după marea ta bunătate. Sfântului Duh, precum era la început, acum și pururea, și în vecii vecilor.
Dumnezeule atotputernic și veșnic, noi implorăm cu umilință, Maestatea Ta, ca precum Fiul Tău unul născut a fost prezentat astăzi la templu un trup omenesc, să ne dai și nouă harul de a ne înfățișa înaintea Ta cu suflete curate, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în lume cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Lectura întâi. Va intra într-o dată în templul său Domnul pe care voi îl căutați. Citire din cartea profetului Malahia. Așa spune Domnul Dumnezeu. Iată, îl trimit pe mesagerul meu. El va îndrepta calea înaintea mea. Va intra dintr-o dată în templul său Domnul pe care voi îl căutați, mesagerul alianței pe care voi îl doriți. Iată, vine, zice Domnul Sabaot. Cine va putea suporta ziua venirii lui? Cine va putea sta când se va arăta el? Căci el va fi ca focul celui care topește și ca leșia celui care spală. Va ședea precum cel care topește și îi va curăța pe fiii lui Levi și îi va rafina ca pe aur și pe argint. Ei îi vor aduce Domnului ofrandă după dreptate, îi va plăcea Domnului ofranda lui Iuda și a Ierusalimului, ca în zilele de odinioară, ca în anii de mai înainte. Cuvântul Domnului. Domnul oștirilor, El este Regele gloriei. Ridicați-vă, porților, pragurile voastre de sus, deschideți-vă voi, porți veșnice, ca să intre Regele gloriei. Cine este acest Rege al gloriei? E Domnul cel tare și puternic, Domnul cel viteaz în luptă. Ridicați-vă, porților, pragurile voastre de sus, deschideți-vă voi, porți veșnice, ca să intre Regele gloriei. Cine este acest Rege al gloriei? Domnul oștirilor, El este Regele gloriei.
Citire din scrisoarea către evrei. Fraților, cum însă copiii au același sânge și aceeași carne, a devenit și Iisus părtaș cu ei, pentru ca, prin moarte, să reducă la neputință pe cel care avea puterea morții, adică pe diavol, și să îi libereze pe aceia care, de frica morții, toată viața lor erau reduși la sclavie. Căci nu se îngrijește de îngeri, ci de urmașii lui Abraham se îngrijește. De aceea era nevoie să se facă în toate asemenea fraților, pentru ca să devină un mare preot îndurător și vrednic de încredere pentru relațiile cu Dumnezeu, ca să își ispășească păcatele poporului. Așadar, prin faptul că el însuși a îndurat încercarea, poate să vină în ajutorul celor care sunt încercați. Cuvântul Domnului. Lumină spre luminarea neamurilor și spre gloria poporului tău, Israel. Aleluia, 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 aleluia. Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. După ce s-au împlinit zilele purificării lor, după legea lui Moise, Maria și Iosif l-au dus pe copil la Ierusalim, ca să-l ofere Domnului, după cum este scris în legea Domnului. Orice prim născut de parte bărbătească va fi numit sfânt pentru Domnul și să aducă jertfă, după cum este spus în legea Domnului, o pereche de turturele sau doi pui de porumbel. Și iată, că era la Ierusalim un om cu numele Simeon și acesta era un om drept și evlavios, care aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Îi fusese revelat de Duhul Sfânt că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe Hristosul Domnului. A fost condus de Duhul Sfânt la templu, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să facă după obiceiurile legii cu privire la el, l-a luat în brațe și l-a binecuvântat pe Dumnezeu, spunând: Acum slobozește-L pe slujitorul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o înaintea tuturor popoarelor, lumină spre iluminarea neamurilor și slava poporului tău, Israel. Tatăl și mama lui se mirau de cele spuse despre el. Simeon i-a binecuvântat și i-a spus Mariei, mama lui: Iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel și ca semn de contradicție, ca să se dezvăluie gândurile de multe inimi, iar o sabie va străpunge sufletul tău. Era acolo și Ana, profetesa, fiica lui Fanuel din tribul lui Asher. Aceasta era mult înaintată în vârstă. După ce trăise cu bărbatul ei 7 ani de la fecioria ei, era acum văduvă și ajunsese la 84 de ani. Ea nu părăsea templul,
slujind zi și noapte prin posturi și rugăciuni. Fiind prezentă și ea, îl mărturisea pe Dumnezeu și vorbea despre copil tuturor celor care așteptau eliberarea Ierusalimului. Când au împlinit toate după legea Domnului, s-au întors în Galileea, în cetatea lor Nazaret. Iar copilul creștea și se întărea, plin de înțelepciune și harul lui Dumnezeu era asupra lui. Cuvântul Domnului. Sfințite, ucenici, părinți, concelebranți, dragi persoane consacrate, iubiți credincioși. În timp ce Evanghelia de astăzi, din Evanghelia Sfântului Luca, ne vorbește despre evenimentele pe care liturgia le amintește astăzi, prezentarea lui Iisus în templu, până nu demult această sărbătoare care era numită și purificarea Preacuratei Fecioare Maria. Primele două lecturi vorbesc despre o altă intrare în templu. Profetul Malahia prevestește intrarea lui Dumnezeu în templu, intrarea lui Dumnezeu în casa lui. În timp ce scrisoarea către evrei ne vorbește despre o altă intrare pe care o va realiza Iisus odată cu învierea sa, intrarea în împărăția cerurilor, templul prin excelență al lui Dumnezeu. Rămânând la textele pe care, la evenimentele pe care le amintește Evanghelia de astăzi, am putea spune că în această Evanghelie totul se desfășoară pe un fundal foarte pitoresc, dar foarte profund. În templu, odată cu prezentarea lui Iisus, se întâlnește familia și templul, familia din Nazaret și templul mare al Domnului. Se întâlnește copilăria cu bătrânețea, se întâlnește prezentul cu viitorul, prezentul prin cei doi bătrâni, viitorul, prin perspectivele pe care le deschide pruncul prezentat în templu. Și un alt cadru este că se profilează și suferința și pacea. Este prezentă și lumea animalelor, am putea spune, în templu, prin cei doi pui de porumbel sau de turturele, în locul mielului care ar fi trebuit să fie adus de către Maria și Iosif. În acest mare cadru există și o imagine care se impune peste toate celelalte pentru frumusețea sa unică. Este bătrânul Simeon care ține pe copilul Iisus în brațele sale. Un bătrân este sugestiv, un bătrân ține în brațe un prunc. Un bătrân care abia mai poate să vadă, intuiește și vede clar cine este cel care stă în brațele sale. Și am putea spune că nu bătrânul îl ține pe Iisus, dar Iisus îi dă putere bătrânului Simeon să-l țină în brațe. Acolo unde este Dumnezeu, acolo unde este Iisus, în brațele noastre, putem trece peste toate. Este puterea lui Dumnezeu. Bătrânul Simeon are intuiția să descopere și să facă și profeția ce e drept dureroasă către Preacurata Fecioară Maria despre sabia care va trece prin inima ei. Dar este realist pentru că știe că în planul lui Dumnezeu totul are un scop, are o finalitate. Bătrânul Simeon reușește să-l descopere
pe Dumnezeu în pruncul prezent în brațele sale, pentru că este docil față de Duhul Sfânt. Nu contează mulțimea cărților citite, bibliotecile pe care le avem, dacă nu știm să-L descoperim pe Iisus, dacă nu avem puterea Duhului care să ne ofere acea intuiție în orice moment în care îl putem avea pe Iisus în brațele noastre. Nici mai mari preoților din Ierusalim, atunci când au venit magii, nu au fost capabili să-L descopere pe Iisus, deși din cărți știau multă teorie. Iată, Evanghelia de astăzi ne plasează deja într-un anumit cadru în care, dincolo de aceste scenarii, trebuie să avem ochii credinței sau lumina Duhului Sfânt sau intuiția Duhului Sfânt pentru a vedea că acel copil care a fost prezentat de către Maria și Iosif în templu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Maria și Iosif nu fac altceva decât să se supună legii mozaice. Ei împlinesc o tradiție, dar și o lege, care prescria ca la 40 de zile după naștere familia, mama, să se prezinte la templu pentru a-L oferi pe întâiul lor născut lui Dumnezeu. Aici avem și o altă subliniere, pentru că ziua de astăzi, ziua prezentării la templu, este și ziua care ne amintește de caracterul sacru al vieții. Viața este darul lui Dumnezeu. Dumnezeu are primatul asupra existenței umane. Iată, Maria și Iosif îl oferă pe Iisus, întâiul lor născut, ba chiar unul născut, îl oferă lui Dumnezeu recunoscând supremația absolută a lui Dumnezeu asupra vieții. Și în gestul lor de a oferi o pereche de turturele sau doi porumbei, vedem gestul lor de a dărui tot ceea ce aveau. Ar fi trebuit să ofere un miel, dar de fapt oferă mielul în templu, pentru că Iisus este mielul fără pată care va fi jertfit pe calvar. Oferă un miel prin excelență care va aduce mântuirea tuturor. Și iată, de la această împlinire a unui precept pentru legea mozaică, avem câteva puncte care deja ne arată încotro trebuie să se orienteze și viața noastră. Contemplăm într-adevăr prezentarea lui Iisus în templu. Contemplăm chipul Mariei care știe să ofere și suferința și bucuria lui Dumnezeu. Contemplăm pe cei doi bătrâni, Simeon și profetesa Ana, care au ochi să-L descopere pe Dumnezeu. Dar sărbătoarea de astăzi devine și pentru noi o chemare. Sărbătoarea de astăzi este pentru noi sărbătoarea ofertei, sărbătoarea consacrării și de aceea ziua de astăzi, 2 februarie, alături de sărbătoarea liturgică, este și ziua persoanelor consacrate. Sărbătoarea de astăzi este și sărbătoarea luminii și de aceea astăzi deja am sfințit lumânările și aceste lumânări simbolizează ceva pentru noi. Astăzi este pentru noi și sărbătoarea întâlnirii, a întâlnirii cu Dumnezeu. Și aș vrea să mă opresc asupra acestor trei puncte. Sărbătoarea ofertei. Maria și Iosif îl oferă pe Iisus lui Dumnezeu în templu. Îndeplinesc un ritual, dar ei oferă mult mai mult pentru că știu că cel care este dus la templu este consacrat pentru totdeauna slujirii poporului lui Dumnezeu. Cel care este prezentat în templu este un copil, dar deja se întrevede misterul pascal, moartea și învierea care va aduce mântuirea tuturor. În oferta aceasta pe care o face Maria și Iosif, se prezintă întreg scenariul mântuirii noastre. Se oferă ei înșiși, dar îl oferă prin excelență lui Dumnezeu
pe Fiul Său unul născut. Și aici facem această legătură cu sărbătoarea consacrării, sărbătoarea persoanelor consacrate. Și voi, dragi surori, dragi frați, v-ați oferit lui Dumnezeu, v-ați oferit să-i slujiți lui Dumnezeu, o slujire care trece și prin suferință, o slujire care trece și prin momente de înălțare sufletească, dar fără cruce nu putem ajunge la înviere. Viața consacrată este un gest de jertfire a vieții proprii lui Dumnezeu. Viața consacrată înseamnă a ne oferi în fiecare zi, în întregime, lui Dumnezeu pentru misiunea pentru care ne-am dedicat. Și astfel avem și noi în fiecare zi sărbătoarea prezentării noastre personale înaintea lui Dumnezeu, în templu, în biserică. Ne înfățișăm la Sfânta Liturghie împlinind același gest de a ne oferi lui Dumnezeu, de a recunoaște supremația lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Dar și dumneavoastră, iubiți credincioși, și noi toți suntem chemați să ne oferim în permanență, să oferim viața noastră, recunoscând primatul lui Dumnezeu asupra existenței noastre și oferind tot ceea ce avem mai bun în noi. Sărbătoarea de astăzi este și sărbătoarea luminii. Sigur că sărbătoarea de astăzi face referință la cele cuvinte ale bătrânului Simeon, iată, lumină spre luminarea neamurilor. Hristos este lumina cea adevărată. Hristos a venit să lumineze în întunericul acestei lumi. Și exclamația bătrânului Simeon îl arată pe Hristos, deși mic, copil plăpând, ca o lumină mare. În noaptea de Paște, atunci când se face procesiunea cu lumânarea pascală spre altar, de trei ori este prezentată lumânarea Hristos, lumina lumii, lumina lui Hristos. Hristos a venit să lumineze lumea și luminează lumea prin moartea și învierea sa. De aceea, marea lumină din noaptea de Paște îl arată pe Hristos, îl dezvăluie pe Hristos, într-adevăr, lumină spre luminarea neamurilor. Dar o lumânare care arde se topește. Pentru a putea face lumină, o lumânare se supune acestei rigori a topirii, se consumă. Și atât aici o altă legătură cu viața noastră și viața persoanelor consacrate și viața dumneavoastră, iubiți credincioși. Viața noastră este ca o lumânare care trebuie să lumineze în jurul nostru. Fără jertfă, fără suferință, nu putem face lumină. Fără să ne consumăm, fără să ne topim de iubire față de Dumnezeu și față de aproapele, viața noastră nu poate lumina. Purtăm în mâini lumânările sfințite astăzi. Sigur că este o tradiție care ne amintește de valoarea lumânării care servește în multe momente din viața noastră. Dar să nu uităm că noi toți suntem chemați să fim lumină și să avem capacitatea să ne topim de iubire pentru a lumina în jurul nostru. Viața consacrată este, prin excelență, o lumină care trebuie să ducă razele strălucitoare ale lui Hristos în mijlocul lumii de astăzi. Fiecare apoi, la locul său, este chemat să fie o lumină în întunericul acestei lumi. Și a treia semnificație a sărbătorii de astăzi pentru noi este faptul că este o sărbătoare a întâlnirii. O sărbătoare care este prezentă înaintea celor doi bătrâni din templu, care sunt acolo, slujesc și așteaptă să se întâlnească cu Dumnezeu. Și iată, vine acest moment fericit pe care l-au așteptat toată viața. Au fericirea să vadă mântuirea și să exclame, mai ales bătrânul Simeon, acum slobozește pe robul tău în pace. Da, pacea este un dar al lui Dumnezeu,
când îl vedem și îl întâlnim pe Dumnezeu, avem pace în suflet. Atunci când noi atingem iubirea lui Dumnezeu, noi suntem în pace deplină. Și ce este mai frumos și mai important decât să avem această pace a lui Dumnezeu și să o trăim în intimitatea inimii noastre? O inimă care arde de iubire, o inimă care se dăruiește, trebuie să găsească și această pace a întâlnirii, ca rod al întâlnirii cu Dumnezeu. Și atunci nu ne vom mai simți bătrâni, nu ne vom mai simți terminați sau neputincioși, ci vom experimenta mereu tinerețea veșnică a lui Dumnezeu. În mod cronologic, viața merge de la tinerețe spre bătrânețe, dar în întâlnirea cu Dumnezeu întinerim. Bătrânul Simeon a întinerit atunci când l-a întâlnit pe Fiul lui Dumnezeu. Întinerim atunci când noi știm să-L atingem pe Dumnezeu. Și atât, întâlnirea aceasta are loc în mai multe feluri și în fiecare zi și la fiecare sărbătoare în care suntem chemați să fim într-adevăr deschiși pentru această întâlnire cu Dumnezeu. Iată trei semnificații importante pentru viața noastră pe care le transmite această sărbătoare în timp ce contemplăm acest mister al prezentării lui Iisus în templu. Dar aș vrea în încheiere să mă opresc și asupra unui aspect care privește persoanele consacrate, pentru că, vedeți, astăzi s-au așezat aici în primele rânduri, arătând că sunt gata mereu să fie aproape de Domnul, prin alegerea făcută, prin oferirea vieții lor, prin angajamentele asumate ca să fie lumină în această lume, prin carismele lor, vor să arate că sunt aproape de Domnul și trebuie să fie primele care să ne arate cum trebuie să-L întâlnim pe Domnul. Spune un document al Bisericii, viața consacrată, profund rădăcinată în exemplele și în învățăturile lui Hristos Domnul, este dar al lui Dumnezeu Tatăl pentru Biserica Sa, prin intermediul Duhului Sfânt. Cu profesiunea sfaturilor evanghelice, care sunt inspirate din viața lui Iisus Hristos, feciorelnic, sărac și ascultător, persoanele consacrate dobândesc o vizibilitate tipică și permanentă în mijlocul lumii de astăzi, în fața privirilor credincioșilor, pentru că persoanele consacrate sunt chemate să lumineze, să răspândească razele misterului împărăției lui Dumnezeu, care este deja prezent în istorie. Scopul vieții consacrate este ca aceste persoane să se configureze, să se asemene cât mai mult cu Iisus Domnul în totala sa ascultare, și fiecare persoană consacrată este chemată să se asume sentimentele și forma de viață pe care a avut-o Hristos, trăind feciorelnic și sărac, astfel încât viața lor să lumineze și să fie mereu un punct de atracție pentru toată biserica. Ne rugăm astăzi, așadar, ca Dumnezeu să inspire alegeri curajoase pentru noi toți, să ne susțină mereu vie și trează conștiința consacrării noastre. Ne rugăm și pentru vocațiile la viața consacrată. Ne rugăm ca viața să fie respectată în întregime, de la conceperea ei și până la sfârșit. Ne rugăm ca tot poporul lui Dumnezeu să aibă bucuria întâlnirii frecvente cu Hristos, care vine mereu în mijlocul nostru. Amin.
celor preiubiți, dragi persoane consacrate, dragi surori, acum ne unim într-o rugăciune fierbinte, o reînnoire a tuturor făgăduințelor noastre, pentru a arăta lui Dumnezeu că noi am dorit și dorim să fim purtătorii luminii sale, prin viața consacrată. De aceea ne rugăm, privește cu bunătate, Doamne, la acești fii și fiicele tale, pe care în providența ta i-ai chemat la perfecțiune evanghelică, pentru a-L urma pe Hristos mai îndeaproape. Ajută-i să urmeze cu dăruire generoasă și statornică drumul pe care au pornit cu entuziasm. Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Urmează reînnoirea voturilor spre slava lui Dumnezeu. Voința fermă de a mă consacra Lui și de a-L urma îndeaproape pe Hristos în toată viața mea, în fața bisericii. Reînnoiesc voturile de curăție, ascultare și servici. După constituțiile proprii, mă angajez în comuniune cu toate persoanele consacrate să fiu credincios chemării mele. Dăruiește mirosia a lui Dumnezeu și a Bisericii lui Hristos. Mă încredințez ocrotirii Preasfintei Fecioare Maria, a fondatorilor, a patronilor și rugăciunii tuturor credincioșilor aici de față. Și acum, dragi surori, dragi persoane consacrate, fraților, să ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos în unire cu Maica sa Preasfântă, care îl prezintă astăzi pe Fiul ei în templu pentru ca omenirea să-și întâmpine Mântuitorul. Doamne Iisuse Hristoase, lumină spre luminarea neamurilor, ajută biserica să vestească Evanghelia în lumea întreagă. Te rugăm, ascultă-ne! Călăuzește toate popoarele la lumina și la pacea ta și ajută-i pe conducătorii lor să fie exemplu de respectare a legii tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește celor bătrâni răbdare și seninătate în suferințele vieții, întărește pe cei bolnavi cu prezența ta și întâmpină-i cu bunătate pe muribunzi. Te rugăm, ascultă-ne! Fă ca lumina ta să strălucească în viața celor care ți s-au consacrat în mod deosebit. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne să ne iubim unii pe alții, în gând, în cuvânt și în faptă, și astfel să dăm mărturie pentru Evanghelie. Te rugăm, ascultă-ne! Binevoiește a trezi în inimile tinerilor chemarea la viața consacrată. Te rugăm, ascultă-ne! Dăruiește tuturor atenție față de inspirațiile Duhului Sfânt și generozitate în a le înfăptui. Te rugăm, ascultă-ne! Cheamă-i pe toți la timpul cuvenit în templul măririi tale. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Ceresc, Tu ai voit ca Fiul Tău, răscumpărătorul așteptat de veacuri, să se întrupeze în sânul nepătat al Preacuratei Fecioare Maria. Dă-ne harul să-L primim cu bucurie, ca să avem parte și noi de viața dumnezeiască pe care ne-a dăruit-o El, care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Amin. Eu v-am ales din oameni simpli buni, eu v-am luat din
am iubit. Eu v-am chemat când voi mă prigoneați, voi ați trăit cu mine, era greu, ne-am rugat și-am biruit. Văzut, vestit și învățând, voi ați mai fost și martori când muream, sufeream și-am înviat. Eu acum în lume vă trimit să proclamați iubirea la iudei și păgâni, mergeți acum. Rugați-vă, fraților și surorilor, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Să-ți fie bine plăcut, te rugăm, Doamne, darul pe care ți-l aduce biserica în sărbătoare, căci Tu ai voit ca Fiul Tău unul născut să ți se ofere ca miel nepătat pentru viața lumii, El care viețuiește și domnește în vecii vecilor. Domnul să fie cu voi.
adevărat vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Astăzi Fecioara Maria l-a prezentat în templu pe Fiul Tău, născut în veșnicie, ca lumină pentru luminarea neamurilor și slava poporului Tău, Israel. De aceea mergem și noi cu bucurie în întâmpinarea Mântuitorului și îți cântăm împreună cu îngerii și sfinții imnul de laudă al măririi Tale. Și cu adevărat, Doamne, și pe bună dreptate Te laudă toată făptura, căci prin Fiul Tău, Domnul nostru Iisus Hristos și prin lucrarea Duhului Sfânt, îți sufletești și sfințești întregul univers și fără încetare adun poporul Tău, pentru ca de la răsăritul soarelui până la apus să-i se aducă numelui Tău jertfă curat. De aceea, Doamne, Te rugăm cu umilință să sfințești prin Duhul Tău darurile pe care ți le oferim, pentru ca ele să devină trupul și sângele Fiului Tău, Domnul nostru Iisus Hristos, din a cărui poruncă celebrăm aceste taine. Căci El, noaptea în care a vândut, a luat pâinea și, mulțumindu-ți, a binecuvântat-o, a frânt-o, și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu, care se jertfește pentru voi. Asemenea, după cină, luând potirul și mulțumindu-ți, l-a binecuvântat și l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se vars, spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței.
Celebrând așadar, Doamne, pătimirea aducătoare de mântuirea Fiului Tău, precum și minunata Lui înviere din morți și înălțare la cer, și așteptând a doua Lui venire, îți oferim cu mulțumire această jertfă vie și sfânt. Te rugăm, privește cu bunătate la darul bisericii tale și recunoscând în el jertfa prin care ne-ai împăcat cu tine, dă-ne nouă celor care ne hrănim cu Duhul și sângele Fiului Tău, harul, ca din plinătatea Duhului Sfânt să devenim un singur trup și un singur suflet în Hristos. Duhul Sfânt se facă din noi un prinos veșnic, ca să dobândim moștenirea cerească împreună cu aleșii Tăi, mai întâi cu preafericita Fecioară, născătoare de Dumnezeu Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și slăviții martiri și cu toți sfinții prin a căror mijlocire sperăm să fim întotdeauna ajutați de Tine. Te rugăm, Doamne, ca această jertfă a împăcării noastre să fie spre pacea și mântuirea lumii întregi. Binevoiește întări în credință și dragoste biserica Ta peregrină pe acest pământ, împreună cu slujitorii Tăi, Papa nostru Francisc și Episcopul nostru Petru, cu toți episcopii, cu întregul cler și cu tot poporul pe care ți l-a dobândit Fiul Tău. Ascultă, Doamne, cu îndurare rugăciunile acestei familii pe care ai adunat-o în fața Ta. Întoarce la Tine, Părinte milostiv, și pe toți fiii Tăi risipiți pretutindeni, pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția Ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de-a pururi de mărirea Ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care Tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Te porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește-a da pace în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pace mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii Tale și binevoiește-ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Thank you.
Iată milul lui Dumnezeu, iată-L pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun și milostiv este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intru, dar spune numai cuvânt. Știe orice drum al meu, în gândul meu are locaș, sunt ocrotit de mâna Lui. Lacrima tristă tu mi-ai șters. Sfânt.
milosti, iubirea lui dăinuiește din neam în neam, peste cei ce se tem de dânsul. El arată puterea brațului său, risipește pe cei care sunt mândri în inima lor. Jos de pe tron pe cei puternici și înalță pe cei smeriți, pe cei flămânzi copleșește cu daruri, iar pe cei bogați lasă cu mâinile goale. Slujitorul său Israel, amintindu-și de îndurarea sa, după cum a promis părinților noștri, lui Avram și urmașilor lui în veci. Și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să ne rugăm prin aceste taine pe care le-am primit, Doamne, desăvârșește în noi lucrarea harului Tău, Tu care ai împlinit așteptarea lui Simeon așa încât nu a văzut moartea mai înainte de a se învrednici să-L primească pe Hristos. Dă-ne și nouă harul că ieșind în întâmpinarea Domnului, să dobândim viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Amin. Și voi sunteți lumina Domnului. Veți încite în celibanște părinți, concelebranți, dragi persoane consacrate, dragi surori, dragi iubiți credincioși, dragi și iubiți consacrați, uniți cu noi prin intermediul internetului. Aceasta a fost voința lui Dumnezeu, să vină la noi, iar noi să-L întâmpinăm, că cel a voit să ne încredințeze nouă darurile sale, lumina sa. Într-un chip deosebit, vouă, dragi persoane consacrate, uităm și nouă tuturor, dar voi într-un chip deosebit. Sunteți astăzi bine primiți și primite când îl căutați pe Domnul.
De aceea Biserica a acordat și acordă atât de mare prețuire persoanelor consacrate, care se aseamănă Mariei, Iosif și atâtor sfinți patroni și patroane. De aceea Sfântul Părinte, Sfântul Ioan Paul al II-lea, a ținut să fie această zi dedicată persoanelor consacrate, ziua lor, ziua întâlnirii, a comuniunii, ziua bucuriei în jurul lui Iisus, mirele sufletelor, persoanelor consacrate, încredințându-le lumina sa, cu o singură și mare dorință să purtați această lumină spre bucuria tuturor. Sfântul Părinte Papa actual vrea cu adevărat o dăruire totală, căci acesta este menirea unei persoane consacrate. Deci noi ne bucurăm, Sfântul Părinte, cu toți episcopii și preoții, în această zi, de sărbătoare, să vă îmbrățișăm, să vă arătăm prețuirea Bisericii și a noastră. Să vă dorim să aveți multă bucurie în oferta pe care ați ales-o. Să aveți în mâini mereu, dar nu numai, în suflet mai ales, lumina lui Hristos. Cu adevărat, atunci veți avea bucurie, bucuria întâlnirii, bucuria slujirii și a luminii. Vă dorim să aveți împreună noi, episcopii, preoții, sigur care suntem aici, în altar, vă dorim să aveți mereu această bucurie a întâlnirii și să aveți această bucurie mulți ani, bucurându-vă într-o zi că El vă așteaptă să vă întâlnească în ceruri și să vă îl întâlniți și voi. Adică să-L întâlnim noi toți. Ne dispunem acum pentru a primi binecuvântarea cu care mergem mai departe, urmându-L pe Iisus. Nu uitați, dragi credincioși, că astăzi este și Sfințirea Lumânărilor. Pentru toți este dată această bucurie a luminii. O ducem acasă, ducem lumânările acasă, dar mai ales le ducem și le purtăm fraților și surorilor noastre. Domnul să fie cu voi! Să fie numele Domnului binecuvântat! Ajutorul nostru este în numele Domnului! Cirea preacurată, Fecioare Maria și a tuturor sfinților, să vă binecuvânteze pe voi atotputernicul și veșnicul Dumnezeu Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace. Mulțumim. Invităm surorile aici în fața altarului, de la trepte. Vă rugăm frumos, mulțumim celor care au cântat.